la baza bătăliei din 1497 dintre Moldova și Polonia a stat un conflict mai vechi, început odată cu pierderea cetății Chilia și cetății Albe. Astfel, Ștefan cel Mare pierde ieșirea la Marea Neagră. În 1489 are loc un tratat turco-polon. Regele Cazimir al IV-lea al Poloniei recunoaște stăpânirea otomană asupra cetății Chilia și cetății Albe. Astfel își încalcă angajamentele luate la Colomea față de Ștefan cel Mare, iar Ștefan face și el un tratat cu Mahomed al II-lea, prin care se angajează să-i plătească un tribut de 3.000 de florini venețieni, în schimbul păcii. În 1490 moare Matei Corvin, iar Ștefan îl susține la tronul Ungariei pe Ioan Corvin și apoi pe Maximilian de Habsburg, dar tronul e preluat de Vladislav al II-lea, primul fiu al lui Cazimir al IV-lea, care îl obține prin căsătoria cu văduva lui Matei Corvin, unind temporar regatele Boemiei și Ungariei. Cu toate acestea, Ștefan s-a aflat în bune relații cu Vladislav. În vara acelui an, Ștefan ocupă regiunea de frontieră Pocuția, unde instalează o garnizoană moldovenească și tot în același an încheie alianțe antipolone cu Marele Cnezat al Moscovei și Hanatul Crimeei. În 1492 moare regele Cazimir, iar pe tron urcă Ioan Albert, al treilea său fiu. Bătălia din 1497 a fost pregătită de regele Albert încă din 1494 și făcea parte dintr-un plan mai mare, de a înlătura dominația otomană din bazinul Mării Negre. De altfel, scopul anunțat de regele Poloniei în 1497 a fost de a cuceri cetatea Chilia și cetatea Albă, spre care pornește cu aproximativ 60.000 de ostași și între 5.000 și 10.000 de nobili polonezi. Dar regele se abate de la traseu și asediază cetatea Sucevei, apărată de Luca Arbore, dorind să îl pună pe scaunul Moldovei pe fratele său, Sigismund. Însă nu reușește, iar în cele din urmă decide retragerea, printr-un armistițiu de a reveni în Polonia pe același traseu pe care a venit, însă se va abate din nou de la drum. Ștefan își adună armata în primă fază la Roman, unde va fi susținut de 12.000 de ostași trimiși de regele Vladislav, un contingent turc de 2.000 de oameni și un corp de oaste muntean, trimis de Radu cel Mare, și folosește pretextul abaterii de la drumul de retragere, urmărind oastea polonă și întinzându-i o capcană. Pe 26 octombrie are loc lupta din Codrii Cosminului, unde Ștefan a dovedit încă o dată abilitățile sale militare, folosind terenul în ajutorul său. Un contingent mic al armatei moldovenești a atacat direct cavalerii polonezi, atrăgându-i într-o zonă împădurită, unde copacii au fost tăiați atât cât să nu cadă, apoi prin tăierea completă i-a divizat pe leși în grupuri mici. Armura și caii polonezilor s-au dovedit a fi ineficiente în spațiile înguste din pădure, fiind anihilați într-un atac sângeros de către moldoveni. Restul armatei polone nu reușește să se reorganizeze, fiind complet învinsă la Cernăuți, Ștefan obținând o victorie deplină. Regele Albert are inspirația de a nu intra în pădure, împreună cu cavalerii săi, fiind escortat de garda sa direct până la Liov, un oraș situat astăzi în vestul Ucrainei. Tot în această bătălie își pierde un ochi fiul lui Ștefan, Bogdan al III-lea, fapt care îi va aduce renumele de cel orb. La locul bătăliei au fost semănați din ordinul lui Ștefan stejari, iar locul a fost numit popular Dumbrava Roșie. Se spune că dintre stejarii semănați de polonezi, doar unul singur a mai rămas și astăzi, numit stejarul lui Ștefan cel Mare. Dar Ștefan nu s-a oprit aici. În anul următor asediază câteva cetăți polone. Astfel, regele Albert semnează pacea de la Cracovia din 15 aprilie și de la Hârlău la 12 iulie 1499, angajându-se să-l ajute pe Ștefan împotriva inamicilor săi, iar Ștefan s-a angajat să participe la războiul care urma să fie declanșat de Ungaria și Polonia împotriva porții otomane. Cam asta a fost și pentru acest episod. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!